Direcția de Sănătate Publică Olt a verificat anul acesta calitatea apei ce provine din instalații atât în orașele mari din județ, cât și în comune și la sate. Rezultatele arată că în multe zone apa de la robinet ne pune serios sănătatea în pericol. Direcția de Sănătate Publică Olt a recoltat 126 de probe de apă din zonele mari ale mediului urban, respectiv Slatina, Caracal, Corabia, Balș, din care 8 probe sunt necorespunzătoare microbiologic. S-a constatat prezența bacteriilor coliforme, mai ales în zona orașului Balș, și 97 de probe necorespunzătoare fizico-chimic, respectiv depășirea ale parametrului amoniu, iar clorul rezidual liber sub limita maximă admisă. Și nu doar în orașele mari sunt probleme cu apa, și la Potcoava, Piatra, Olt, Drăgănești și Scornicești, precum și în localitățile din mediul rural, reprezentanții DSP au constatat aceleași neconformități. Din cele 184 de probe recoltate, 21 nu au corespuns din punct de vedere microbiologic, iar 126 din punct de vedere fizico-chimic. Consumul de apă în zonele cu probleme a fost interzis până la remedierea situației. Consumul apei din surse care prezintă neconformități pot duce la apariția unor boli precum hepatită acută virală, dizenteria, poliomielita, boala diareică acută, bruceloza, leptospiroza, tuberculoza. În mediul rural, construcția fântânilor la adâncimi mici, dar și gunoiul de grajd sunt principalele surse de poluare a apei. Cele mai frecvente cauze de poluare sunt utilizarea necontrolată de fertilizanți în agricultură, proiectarea și construcția fântânilor publice la adâncimi mici, deoarece pânza freatică este puternic influențată de precipitații ce antrenează îngrășământele chimice de la nivelul solului, amplasarea surselor de apă la o mică distanță de factori de poluare din gospodăriile cetățenilor, latrine, grajduri, cotețe, inclusiv depozitarea necontrolată a gunoiului de grajd. Cea mai periculoasă este poluarea cu nitrați, mai spun medicii din cadrul DSP. În cazul bebelușilor, aceasta le poate provoca moartea. De la începutul anului, în partea de sud a județului, s-au înregistrat 3 cazuri de copii care s-au îmbolnăvit din cauza apei cu nitrați.